Deci tu e capul ăla roșu. Da, strică. Ce strică? Bună ziua! În urmă cu 97 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale, întrunită la Alba Iulia, se înfăptuia statul național unitar român. 1 decembrie 1918 se înscrie de atunci ca un moment hotărător în istoria neamului nostru, care a împlinit pentru totdeauna năzuința românilor de a trăi liberi, uniți, demni și în bună înțelegere cu vecinilor. Ziua Națională este un prilej de cinstire a memoriei tuturor românilor care și-au dat viața pentru țară, pentru statul național independent unitar român. Anul acesta sărbătorim 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și în cinstea celor care au luptat în această conflagrație, anul 2015 a fost declarat anul veteranilor de război. Ne înclinăm cu adâncă recunoștință în fața jertfei eroilor armatei României din timpul celor două război mondiale și totodată aducem bios omagiu de recunoștință eroilor căzuți la datorie în teatrele de operații din Balcanii de Vest, Irak și Afganistan și pe timpul executării misiunilor de pe teritoriul național. 1 decembrie este simbolul unității naționale al reconcilierii și slăvirii eroilor care au luptat pentru reîntregire. Astăzi, ca și la 1918, armata este un factor de stabilitate important, respectat în societate. Misiunea ei este aceeași, apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, a unității și democrației constituționale ale României. Militarii români își apără țara de multe ori dincolo de frontierele ei. Sunt parte a deciziilor politice și cel mai important lucru sunt aceia care fac din decizia politică un element de realitate. Prin misiunile asumate, Armata României își păstrează respectul tuturor românilor. În acest an, de Ziua Națională a României, la București, s-a desfășurat un eveniment cu semnificații speciale pentru NATO, pentru Armata Română, pentru România. În această dimineață a avut loc ceremonia de activare a comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est a NATO, materializarea efectivă a măsurilor de creștere a capacității de reacție a Alianței Nord-Atlantice, măsuri decise în septembrie 2014 la summitul NATO din Țara Galilor.
Dispozitivul de defilare este constituit din blocuri de paradă organizate pe detașamente cu trupă și tehnică ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informație și Serviciului de Protecție și Pază. De asemenea, participă la parada de 1 decembrie Asociația Tradiția Militară, membra a Uniunii Europene a Asociațiilor Istorico-Militare. Detașamente valiniați! Detașamente drept! Pentru defilat, cu onorul spre dreapta, înainte, marș! Comandantul paradei este generalul major Adrian Tonea, locțitorul șefului statului major general. Generalul Tonea are o carieră militară de excepție, de-a lungul căreia a îndeplinit funcții importante pe linie de comandă, atât în țară cât și în teatrele de operații. Și-a început cariera militară în urmă cu 40 de ani, la vârsta de 14 ani, ca elev al liceului militar Dimitri Cantemir de la Breaza. Și-a desăvârșit pregătirea militară la absolvirea Facultății de Arme Întrunite și Tancuri din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare din București, fiind licențiat în științe militare. După absolvirea Academiei Militare, generalul Tonea s-a aflat la comanda mai multor unități, batalioane de infanterie și batalioane de cercetare, începând să urce treaptă cu treaptă în ierarhia militară. Generalul Major Adrian Tonea a cunoscut afirmarea profesională în 2011, odată cu preluarea funcției de comandant al Brigăzii 2-8 Infanterie Mecanizată, Unirea Principatelor, prima mare unitate a Armatei României certificată și afirmată pentru operații NATO. Un an mai târziu, în 2012, a executat împreună cu Marea Unitate pe care o conducea o misiune extrem de dificilă în teatrul de operații Afganistan. Astfel, timp de 8 luni a fost comandantul contingentului național și locțitorul pentru operații NATO al comandamentului Combined Team Force Arrowhead Zabul. Perioada petrecută în teatrul de operații Afganistan a reprezentat pentru generalul Adrian Tonea și camarazii săi examenul maturității profesionale, o mare încercare în condițiile unui mediu de securitate extrem de volatil, guvernat de imprevizibil, cu amenințări și riscuri la tot pasul. La final, a raportat misiunea deplinită, întorcându-se acasă cu toți militarii din subordine. În 2014, a preluat comanda Diviziei 4 Infanterii Gemina de la Cluj-Napoca, iar în ianuarie 2015 a fost numit locțitor al șefului statului major general, a doua funcție în ierarhia armatei române. Generalului Tonea îi urmează purtătorul drapelului de luptă al statului major general și purtătorul steagurilor de identificare ale forțelor terestre, aeriene, navale, al comandamentului logistic întrunit și al comandamentului comunicațiilor și informaticii. Intră în piața Constituției steagurile de identificare ale unităților participante la misiunile din teatrele de operații. Aparținând în majoritate forțelor terestre, dar și forțelor navale, unitățile ale căror steaguri de identificare defilează astăzi și-au câștigat renumele în cadrul misiunilor IFOR, SFOR, Altea și KFOR din Balcanii de Vest, active îndevă din Marea Mediterană, Atalanta din Golful Aden și Oceanul Indian, Iraqi Freedom din Irak și Enduring Freedom, respectiv ISAF din Afganistan. Primul bloc de defilare al Armatei României este reprezentat de detașamentul Batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab din Brigada 2 Infanterie Rovine, comandat de majorul Daniel Ciulica. Structura emblematică a Armatei României, Batalionul 26 Infanterie este unitatea care a deschis seria participării românești în teatrul de operații din Afganistan. Scorpionii Roșii, cum au fost supranumiți militarii din Craiova, au executat 13 misiuni în afara statului român. În acest an defilează în premieră un detașament format din militari răniți în misiunile executate în afara granițelor, în teatrele de operații din Balcanii de Vest, Irak și Afganistan. Detașamentul este condus de colonelul Augustin Pegulescu, care a îndeplinit misiuni în Albania, Irak și Afganistan. Va intra în piața Constituției detașamentul format din militarii comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est a Alianței Nord-Atlantice, structură care va asigura o prezență vizibilă și constantă a NATO în România. Detașamentul este condus de generalul de brigadă Ovidiu Ifăleanu, comandantul Diviziei Multinaționale de Sud-Est. Participă la Marea Parada organizată de Ziua Națională militari ai armatelor Bulgariei, Moldovei, Poloniei, Statelor Unite ale Americii și Turciei. Detașamentul din Bulgaria este unitatea reprezentativă a Brigăzii 2 mecanizată turcească din orașul Stara Zagora. Brigada în structura și cu misiunea actuală a fost înființată în anul 2009 ca succesoare a uneia dintre cele mai renumite unități bulgărești.
Este deja o tradiție ca militarii Gărzii de Onoare a Republicii Moldova să defileze în Piața Constituției de Ziua Națională a României. În fruntea formației se află comandantul Gărzii de Onoare, capitanul Vasile Boșoga. Detașamentul polonez face parte din batalionul de reprezentare din compunerea forțelor terestre poloneze, unitate militară responsabilă cu organizarea ceremoniilor militare aflată în subordonarea comandamentului garnizoanei Varșovia. Misiunea sa este de a conduce activități memoriale în onoarea eroilor căzuți la datorie, precum și ceremonii sau evenimente speciale pentru forțele terestre poloneze. În acest moment defilează primul detașament al Statelor Unite ale Americii, compus din pușcași marini dislocați la baza de la Mihail Comăniceanu, în cadrul Forței de Rotație a Mării Negre. Aceștia fac parte din Batalionul 3, Regimentul 8, baza Legion Carolina de Nord. Detașamentul militarilor participanți este condus de capitanul Gerald Burney din Batalionul de Logistică de Luptă 6. Al doilea detașament al Armatei Statelor Unite al Americii este format din militari ai Batalionului 5 din Regimentul 7 Cavalerie. În prezent, militarii acestui batalion, termin detașamentul Warpain, sunt dislocați în Europa în sprijinul operației Atlantic Resolve, cu misiunea de a demonstra respectarea angajamentelor față de aliații NATO, sporirea capacității de luptă a acestora și, în același timp, a relațiilor de cooperare în vederea menținerii securității și a interoperabilității. Detașamentul Republicii Turcia, sub comanda capitanului Mehmet Çelik, provine din Brigada 66 Infanterie Mecanizată, înființată în anul 1936 în apropiere de Gallipoli. În anul 1940, Brigada 66 a fost transformată în divizie de infanterie. În Piața Constituției, drapelul de luptă al statului major al forțelor terestre. Al patrulea bloc de paradă al Armatei României este reprezentat de detașamentul Batalionului 2 Infanterie Călugărini din Brigada 1 Mecanizată Arcetava, condus de majorul Marius Crinel Banu. Structură de prestigiu Armatei Române, Batalionul 2 Infanterie a fost prima unitate din armată încadrată exclusiv cu militari profesioniști și deodată unitatea care, în premieră după cel de-al doilea război mondial, a participat la operații în afara teritoriului statului român. Al cincilea bloc de paradă este reprezentat de detașamentul Batalionului 495 Infanterie Capitan Ștefan Șodră din Brigada 1 Mecanizată Arcetava, comandat de locotenent colonelul Cezar. Ca entitate, batalionul a executat cu succes misiuni de luptă în Irak și în Afganistan și a participat la numeroase exerciții militare naționale și internaționale. Parada continuă cu defilarea militarilor batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele din Brigada 2 Vânător de Munte Sardise Cetuza. Apărătorii creștelor carpatine sunt comandați de capitanul Bogdan Nițu, comandant companiei Vânător de Munte. Vânătorul de Munte sunt urmați de un detașament din Brigada de Informații Militare, Mareșal Alexandru Averescu, condus de locotenent colonelul Marian Solomon. Militarii brigăzii au fost printre primii militari români participanți la misiuni în teatrele de operații din Irak, Balcanii de Vest și Afganistan. Marea unitate a luat ființă în anul 2010 prin integrarea sub aceeași comandă a batalionului Humint, Imint, Eviu și Sigin. Defilează acum forțele pentru operații speciale, componenta specializată de intervenție rapidă a armatei, destinată să execute cu mare precizie operații speciale independente sau în sprijinul forțelor convenționale. Comandantul blocului de paradă, constituit din militare ai Brigăzii 6 Operații Speciale Mihai Viteazul, este majorul Cristian Cezlăreanu. Detașamentul de poliție militară din cadrul batalionului 265 Poliție Militară este comandat de capitanul Cristian Rotaru, ofițer participant la 3 misiuni în teatrele de operații din Balcanii de Vest și Afganistan. Polițiștilor militari le urmează drapelul de luptă al statului major al forțelor aeriene. Detașamentul forțelor aeriene române este reprezentat de militare aparținând Brigăzii 1 Rachete Solaire, general Nicolae Descălescu, a cărei misiune este apărarea aeriană a municipiului București. Comandantul detașamentului este locotenent colonelul Marius Alexandroiu, locțitor comandant batalion, secundat de capitanul Iure Mihai, comandant batalionului Hoc. Detașamentul forțelor aeriene îi urmează drapelul de luptă al forțelor navale. Blocul de paradă al marinei este comandat de comandorul Marian Ciobotaru, comandantul secund al fregatei Regina Maria. Primul detașament este alcătuit din militar de la bordul navelor militare din subordinea flotei și este comandat de locotenent comandorul Cosmin Ivan. Al doilea detașament este constituit din infanterii marin de la batalionul 307 Infanterie Marină din Babadac, fiind comandat de majorul Virgil Popescu.
organizarea batalionului 307 Infanterie Marină, mediul de acțiune și specificul amfibiu misiunilor infanteriștilor marini conferă aceste structuri subordonate protecționale un caracter de unicitate în armata României. Parada continuă cu defilarea instituțiilor de învățământ militar. Primul detașament este cel al Academiei de Inginerie Militare, instituție ce a împlinit 66 de ani de activitate universitară. Detașamentul condus de sublocotenent inginer Mihai Coca este format din viitor ofițeri ingineri pregătiți pentru sistemul de apărare, ordine publică, justiție și securitate națională. Detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu este condus de majorul Răzvan Barbu, comandant companiei studente. Continuatoarea tradițiilor primei școli de ofițeri înființată la București, Academia Forțelor Terestre are o vechime de 168 de ani în domeniul educației militare. Detașamentul de defilare al Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă, aflat sub comanda capitanului Cristian Panetite, este format din 50 de studenți din toți cei 3 ani de studiu. Compunerea blocului de paradă sunt viitori ofițeri ai Forțelor Aeriene Române, piloți din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul Afacerilor Interne, controlori de trafic, meteorologi, artileriști, rachetiști, antiaerieni, radiolocatoriști, ce se pregătesc în Academia Forțelor Aeriene Helicoandă de la Brașov. Detașamentul studenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân este comandat de capitan comandorul Mircea Pehoacă. Academia Navală continuă tradiția școlii speciale pentru subofițerii și ofițerii din Corpul Flotilei, instituție înființată la data de 17 noiembrie 1872, acesta fiind prima structură de învățământ românească destinată formării cadrelor de marină. Detașamentul de elevi al școlii militare de maestri militari și subofițeri a Forțelor Terestre Pasarea I este comandat de majorul Gheorghe Bubițoiu. Școala de la Pilești este singura instituție de învățământ post-liceal acreditată din Forțele Terestre care asigură formarea și pregătirea profesională a maestrilor militari și subofițerilor pentru Forțele Terestre Române, precum și pentru alte structuri din Sistemul Național de Apărare. Deci acum detașamentul elevilor Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, comandat de capitanul Claudiu Dumitru Țonoiu. Peste un secol de existență educativă și de performanță, învățământul militar cantemirist se află sub semnul excelenței. Locul de paradă pedestru al Ministerului Afacerilor Interne este deschis de jandarmi din cadrul Unității Speciale Gardă de Onoare și Protecție Instituțională a Jandarmeriei Române, condus de locotenent colonelul Cornel Mocan. Aceștia prezintă drapelul de luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Defilarea internelor este continuată de un detașament de studențe ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, condus de comisarul șef Laurențiu Popescu. Singura instituție de învățământ superior cu acest profil în țară, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pregătește viitorul ofițer de poliție, frontieră, jandarmerie și pompieri ai Ministerului Afacerilor Interne. Detașamentul Acțiuni Speciale condus de colonel Gheorghe Tristariu din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție la Țepeș a Jandarmeriei Române, membră a grupului Atlas, care reunește cele mai prestigioase structuri din Uniunea Europeană cu atribuții legate în domeniul combaterii teroristului. Luptătorii care defilează sunt uneziști specializați, parașutiști, scafandri și alpiniști cu o vastă experiență în misiuni desfășurate în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan. Urmează blocul de defilare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, condus de locotenent colonelul Cristian Constantin. Sub comanda capitanului de pompieri Ionuț Lăzăroaie, defilează drapelul de luptă al Inspectoratului General cu toată garda formată din pompierii echipați în uniforma care atestă tradiția delegată a luptătorilor cu focul. În acest moment puteți urmări defilarea detașamentului constituit din pompieri care încadrează echipaje de stingerea incendiilor, echipaje SMUR, salvatori de la înălțime și din mediul ostile vieții, echipaje pirotehnice și echipaje de intervenție la urgențe chimice. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, în nume deja consacrat din cadrul ceremonialurilor militare, defilează cu ocazia Zilei Naționale a României cu un detașament de eleve și elevi viitori polițiști care vor fi 24 de ore din 24 în serviciul comunității. Ei sunt cei care îi vor proteja pe oameni și vor vechea la respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Intră
în viața Constituției, detașamentul Serviciului Român de Informații condus de locotenent colonelul Mearu Zimihapta. Ca în fiecare an, cu această ocazie, pot sunt datorul instituției, este în credința brigăzii antiteroriste. Primul bloc de defilare este constituit din luptători ale căror misiuni sunt executarea intervenției contrateroriste și antiteroriste la nivel național, având ca principal obiective securitatea zborurilor, securitatea diplomatică, protecția, intervenția pirotehnică. Al doilea bloc de defilare este format din cadre militare cu experiență și expertiză care asigură controlul de securitate pe toate cele 16 aeroporturi civile din țară. Activitățile derulate de aceștia reprezintă un pilon principal al securității aviației civile naționale și internaționale. Al treilea bloc este cel al studenților Academiei Naționale de Informație Mihai Viteazul, instituție de învățământ superior a Serviciului Român de Informație, care pregătește ofițeri operativi, ofițeri, analiști și experți în domeniul informațiilor de securitate pentru întreg sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. În premieră, în acest an, defilează la Parada Militară Națională, efective ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, comanda dispozitivului de defilare pe cel și cu mijloace auto la Administrației Naționale a Penitenciarelor este asigurată de subcomisarul de penitenciare de Nuțirie. Primul detașament este format din funcționari publici cu statut special din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar. Personalul acestei structuri desfășoară activități operative curente specifice sistemului de administrație penitenciare. Al doilea detașament este format din funcționari publici cu statut special din cadrul structurilor specializate de intervenție constituite la nivelul sistemului penitenciar. Defilarea terestră se încheie cu două detașamente care amintesc de tradițiile militare ale poporului nostru. Primul detașament este cel al drapelelor de epocă purtate de tinerii militari ai brigăzii 30 Garde Mihai Viteazul. Flamurile drapelelor de epocă sunt încărcate de glorie, jertfă și istorie, iar în mătasea lor tricoloră sunt sensute sufletele ostașilor care pe câmpurile de luptă, dar și în zilele de sărbătoare, au purtat la rândul lor sub deviza onore patria, cu mândrie și onoare aceste drapele de lucru. Desfășurează acum Asociația Tradiția Militară, grupul de reconstituire istorico-militară care reprezintă România la Uniunea Europeană și care anul viitor va da onorul președintelui Franței la Verdun. Detașamentul poartă uniformele și echipamentul de ceremonie de grăniceri model 1914, precum și de campanie de vânători de Falder Munte model 1916 ai Armatei Regale Române. Decorațiile militare de epocă sunt originale. Blocul de paradă al tehnicii Ministerului Apărării Naționale este precedat de formații de aeronave militare. Dispozitivul de zbor este deschis de un elicopter IAR 330 Puma ce evoluează cu drapelul național. Aeronava se află în dotarea bazei 90 Transport Aerian Otopeni și este comandată de capitan comandorul Florin Popescu și capitan comandorul Daniel Popescu. Prima formație de zbor este alcătuită din 3 elicoptere IAR 330 Puma, de asemenea din dotarea bazei 90 Transport Aerian Otopeni și este comandată de comandorul Vasile Stanciu. Elicopterele IAR 330 Puma, o variantă modernizată a elicopterului IAR 330, sunt concepute pentru transport, compatibile cu cerințele impuse de Alianța Nord-Atlantică și interoperabile cu forțele NATO. Escadrila de elicoptere din baza 90 Transport Aerian Otopeni are în dotare elicoptere IAR 330 Puma și elicoptere IAR 330 Medevac. Elicoptere multifuncționale capabile să execute misiuni complexe în condiții meteorologice. A doua formație de zbor este alcătuită tot din 3 elicoptere IAR 330 Puma, tot din dotarea bazei 90 Transport Aerian Otopeni și este comandată de capitan comandorul Cristian Ciocchino. A treia formație de zbor este formată din 3 elicoptere IAR 330 Puma Soca, din dotarea bazei 95 Aeriene Bacău. Formația este comandată de capitan comandorul Marcel Daniel. Elicopterul IAR 330 Puma Soca reprezintă varianta modernizată a elicopterului IAR 330 Puma, variantă ce include un nou sistem de armament și avionică. Evoluția formațiilor de elicoptere este încheiată de o formație mixtă formată dintr-un elicopter IAR 330 Puma Naval din dotarea grupului de elicoptere al forțelor navale și un elicopter IAR 330 Puma Soca din dotarea forțelor aeriene române. Parada aeronavelor continuă cu evoluția aeronavei C-130 Hercules din dotarea bazei 90 Transport Aerian Otopeni,
pilotată de echipajul format din capitan, comandorul Bogdan Dogaru. C-130 Hercules este un avion de transport tactic destinat susținerii trupelor prin executarea de misiuni de suport logistic, de santarian și evacuare medicală. Acest tip de aeronavă a intrat în dotarea forțelor aeriene române în anul 1996. A șasea formație de zbor este alcătuită din trei aeronave C-27J Spartan din dotarea bazei 90 transport aerian Otopeni, comandată de generalul de flotilă aerian Viorel Panu, comandantul bazei. La începutul acestui an s-a încheiat procesul de achiziție de celor 7 aeronave de transport de tip C-27J Spartan. Spartanul este un avion de transport de dimensiuni medii cu capacitate manevrieră și tactică superioară. De la intrarea în serviciul forțelor aeriene române, echipajele calificate au efectuat un număr de peste 4.000 de ore de zbor, incluzând misiuni de evacuare medicală, misiuni de evacuare a civililor din zonele de conflict, transport personal și materiale în și din teatrele de operații, exerciții naționale și multinaționale, zboruri demonstrative și de antrenament. A șaptea formație de zbor este alcătuită din trei aeronave de luptă MiG-21 Lancer din dotarea bazei 86 aeriene Borcea și este comandată de generalul de flotilă aeriană Cătălin Băcneanu. Una dintre misiunile aeronavelor de luptă MiG-21 Lancer este reprezentată de apărarea aeriană în vederea asigurării și supravegherii controlului reacției față de un potențial act ostil împotriva suverenității statului național. Ultima formație de zbor aparținând forțelor aeriene române este alcătuită din trei aeronave de luptă MiG-21 Lancer din dotarea bazei 86 aeriană Borcea și este comandată de comandorul Gheorghe Stancu. În premieră, la parada militară organizată cu ziua zilei naționale, evoluează formația Iacării Acrobați cu trei avioane de construcție românească IAC-52, formație comandată de Daniel Ștefănescu. Aeronavele marchează cu fund culorile drapelului național al României. Defilează tehnică din dotarea forțelor terestre. Primul modul este format din 5 vehicule Eurovantag, autovehiculul blindat pentru operații speciale. Eurovantag este un mijloc modern de luptă mobil intrat în zestrarea forțelor terestre în anul 2007. Face parte din familia de autovehicule militare de clasă medie, care în variantă blindată este o opțiune foarte potrivită pentru îndeplinirea misiunilor, atât în teatrele de operații, cât și în țară, pentru executarea de misiuni independente în condiții de izolare și în mediu ostile și pentru a asigura transportul trupelor în condiții optime. Fiabil, robust, ușor și rapid, special conceput și foarte eficient în zone microclimatice foarte calde, este ușor de folosit în teren accidentat. Al doilea bloc de paradă este reprezentat de 5 transportoare de trupe Piranha. Transportorul blindat de trupe Piranha 3C este un autovehicul de luptă blindat pe roți care a intrat în dotarea batalionelor de infanterie din forțele terestre. Produs în Elveția, Piranha 3C are un design deosebit, o protecție balistică variabilă crescută, blindaj performant fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare. Cu o greutate de 17 tone și echipat cu un motor puternic tip Caterpillar, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Se poate deplasa cu ușurință în orice tip de teren, poate atinge o viteză de 105 km pe oră pe șosea și poate traversa cu ușurință cursuri de apă prin plutire. Transportorul este dotat cu o mitralieră calibru 12,7 mm. Defilează acum mașina de luptă a infanteriei 84M-Jderul, autovehicul de luptă blindat, amfibiu pe cenile, care asigură transportul protejat al trupei de infanterie și ducerea luptei de către aceasta. Nimicește forța vie a inamicului și angajează lupta cu vehiculele blindate inamice. De asemenea, conceput la combaterea țintelor aeriene și executarea de lovituri în dispozitivul advers. Poate executa misiuni specifice vânătorilor de munte. Mașina de luptă are mare putere de foc, având în zestare un ton de calibru 25 mm, un sistem rachete antitank dirijate, o mitralieră calibru 7,62 mm, o mitralieră antiaeriană calibru 12,7 mm. Următoarea coloană care trece prin fața tribunei oficiale este formată din 5 transportoare amfibii blindate pe 33 Zimbru. Zimbru este un autovehicul de luptă blindat amfibiu cu un echipaj format din 11 militari, cărora le asigură transportul protejat.
caracteristicile tehnico-tactice îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, fapt dovedit în teatrele de operații, unde a fost și este folosit de către batalioanele de infanterie din forțele terestre. Este înzestrat cu o mitralieră calibru 14,5 mm, o mitralieră calibru 7,62 mm, bătaia maximă este de 3800 de metri. Are de asemenea un sistem de lansare a grenadelor fumigene compus din 6 instalații ce ajută la mascarea acestuia. Tancurile simplu sunt urmate de tancurile TR-85M1 Bizonul. Acest tip de tank este de categorie mijlocie, având în compunere un echipaj format din 4 militari. În urma modernizărilor, tancul Bizon oferă un grad ridicat de putere de foc, protecția forței și manevrabilitate în câmpul tactic, atât în ceea ce privește deplasarea pe timp de zi, cât și capabilitățile de deplasare pe timp de noapte. Dotat cu un motor foarte puternic, tancul românesc dezvoltă o viteză maximă pe șosea de 60 de km pe oră, iar pe teren uscat fără denivelări de 40 de km pe oră. Defilează acum Gepardul, un sistem de artilerie antiaeriană blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea. Misiunea sa tactică este angajarea luptei împotriva avioanelor și elicopterelor care atacă prin surprindere la joasă înălțime, cât și împotriva blindatelor. Datorită mobilității ridicate și timpului foarte scurt de reacție, acest sistem poate asigura protecția în câmpul de luptă, în special a unităților blindate. Complexul antiaerian Gepard este, din punct de vedere al performanțelor, mobilității, puterii de foc și precizii, superior multor sisteme similare realizate pe plan mondial. Instalația are dotare un radar de cercetare care descoperă țintele aeriene la distanță de până la 15 km. Intră la piața Constituției sistemul de artilerie LAROM, sistem interoperabil și cu personanță la nivelul sistemelor similare aflate în funcționarea celorlalte armate din zonele statelor reale NATO. Lansatorul multiplu de rachete LAROM este un mijloc autopropulsat de lovire complet automatizat cu o mare putere de foc care poate să lovească o gamă diversă de ținte indeuse de dimensiuni mari dispuse în adâncimea dispozitivului dinamic. Capacitatea rapidă de deschidere a focului poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de timp sau operativ, inclusiv în mediul contaminat CVRN, și dispune de un sistem logistic integrat care asigură muniția containerizată și încărcarea mecanizată în acestea. Sistemul LAROM conține un sistem de comandă, control și comunicații informații tip ACCS. Complexul artilerian Atta 2x35 mm este un sistem de artilerie antiaeriană care poate combate elicoptere de atac ce zboară la înălțimi mici și foarte mici, rachete aer-sol, avioane cu sau fără pilot, precum și ținte terestre ușor blindate. Fiecare complex acționează și autonom, putând să-și detecteze propriile ținte și să decidă atacarea lor cu ajutorul sistemului optic digital. Complexul poate lucra în trei moduri: în mod normal, automat, controlat de un sistem de conducere a focului, în mod auxiliar, prin executarea tragerilor autonom, controlate operator cu ajutorul unui joystick și al sistemului de vedere, și în mod de urgență, cu un controlat manual de operator în lipsa sursei de curent. Complexul are timp scurt de reacție în cazul unui atac prin surprindere, precizie ridicată, mare putere de foc, bătaia maximă de 4.000 de metri, dispunând de un sistem modern de comandă și control și de conducere a focului. Complexul poate fi conectat la sistemul de conducere a focului StarNight, un sistem bazat pe un dispozitiv autoelectronic de urmărire și echipat cu un computer balistic pentru calculul traiectoriei și a corecției tragerii. Punctul de comandă tactic și ora TCP al complexului antiaerian Atak 35 Helicon realizează funcțiile de comandă tactică ale sistemului de apărare antiaeriană de 35 mm. Defilează vehiculele de luptă din Humvee. Acestea sunt în măsură să execute misiuni de luptă într-o mare varietate de forme de teren și relief, de la deșert la zone muntoase, pentru perioade lungi de timp cu un minim de întreținere. Vehiculul pe roți multirol de mare mobilitate Humvee este un autovehicul cu un design revoluționar, intrat în dotarea subunităților mecanizate de forțe pentru operații speciale, poliție militară și vânători de munte. În prezent, acest autovehicul de luptă este utilizat în forțele terestre române în trei variante. Autovehicul Humvee oferă o protecție superioară modelelor anterioare, atât pentru echipaj cât și pentru categoriile de armament și muniții aflate în dotare.
Acest autovehicul de luptă, în diferite variante, a fost întrebuințat de militare forțelor terestre în teatrele de operații din Irak și Afganistan, începând cu anul 2005, oferind un nivel de protecție balistică adecvat. Vehiculele de luptă Humvee au fost utilizate și în acest an de forțele terestre în cadrul exercițiilor de instruire naționale, cât și multinaționale din poligoanele Hohenfels și Grafenwöhr din Germania. Poate fi utilizat prin demontarea și montarea unor subansamble pentru transportul și întrebuințarea unor sisteme de artilerie ușoară, lansatoare de rachete și evacuare medicală. Defilarea autovehiculelor Humvee se încheie cu prezentarea sistemului de aeronave fără echipaj uman la bord, Scan Eagle, care a intrat în dotarea armatei române în anul 2012. Până în prezent, acesta a efectuat în teatrul de operație Afganistan peste 540 de misiuni de culegere de date. În piața Constituției, autoturismele de teren Chevrolet Tahoe, care pentru a veni în sprijinul acțiunilor militare, pot fi echipate cu sisteme de protecție balistică care să corespundă unor niveluri de protecție ridicată pentru personal. Pe acest tip de autoturisme pot fi montate sisteme de comunicații complexe, satelitare sau video, sisteme de armament ușor de infanterie sau sisteme de bruiaj împotriva dispozitivelor explozive improvizate. Defilează în acest moment autostațiile Radio Harris pe Chevrolet, autostații radio cu sal de frecvență ce asigură comunicații radio la nivel tactic cu performanțe superioare în transmiterea secretizată de voce și date, lucru cu rețele cu dimensiuni și mase reduse și cu autonomie crescută. Comunicațiile se pot realiza cu stațiile radio în configurații portabile, mobile sau fixe. Echipamentele de comunicații sunt instalate pe șasiul Chevrolet Tahoe 4x4, un autovehicul cu mare capacitate de trecere. Defilează acum vehiculul blindat Raptic Cougar, echipament intrat recent în zestrarea armatei României. Acesta a asigurat cu succes protecția militarilor în îndeplinirea misiunilor specifice teatrului de operație Afganistan. Vehiculul blindat Raptic este urmat de autospecialele de intervenție POD, vehicule blindate. În continuare, defilează detașamentul de tehnică al poliției militare, compus din două autospeciale de transport de trupe Hedhoff, două autospeciale Dacia Duster și două autospeciale Dacia Logan. Aflată în dotarea batalionului 265 Poliție Militară, autospeciala blindată de trupe Hedhoff este un mijloc tehnic de luptă modern, multifuncțional, realizat modular și echipat cu sistemă de luptă neletale. În acest an, subunitățile de poliție militară au fost dotate cu noile modele de autospeciale Dacia Duster și Dacia Logan. Acestea asigură un grad sporit de eficiență, mobilitate și confort în îndeplinirea misiunilor agenților de poliție militară. Defilarea tehnicii militare a forțelor terestre este încheiată de vehiculul utilitar teren Articet Prowler 1000 XT, intrat în dotarea Armatei României în septembrie 2015. Acesta este folosit pentru executarea unor misiuni specifice de cercetare, căutare, salvare și evacuare medicală din zonele de responsabilitate ale unităților de vânători de munte și cercetare care îl au în dotare. Echipajul este format din un operator al utilitarei și un medic. Forțele aeriene intră în piața Constituției cu detașamentul de radare TPS-79R condus de sublocotenent Bogdan Călin și sublocotenent Daniel Toma. Sistemul radar Gapfiller asigură executarea supravegherii radar, controlul traficului aerian, dirijarea avioanelor proprii la interceptare și indicarea țintelor pentru sistemele de rachete Solaire. Detașamentul de rachete Solaire cu baza la Solhov este condus de sublocotenent Cristian Idinia din Brigada 1 Rachete Solaire, general Nicolae Dăscălescu. Structurile de rachete solare din compunerea Brigăzii 1 Rachete Solare, general Nicolae Dăscălescu, sunt dotate cu sisteme HOP, iar începând cu acest an sunt perfect interoperabile cu armatele aparținând țărilor NATO. Sistemul HOP dispune de un sistem de comandă-control de ultimă generație și are o mobilitate deosebită în câmpul tactic, precum și o putere de foc redutabilă. Convoiul de tehnică HOC este format din 3 autospeciale de transport rachete, având atașat câte un lansator cu câte 3 rachete de exercițiu. Lansatorul este destinat pentru transportul, pregătirea și lansarea rachetelor de luptă. În 2012, Brigada 1 Rachete Solar General Nicolae Dăscălescu a executat primele trageri de luptă reale cu acest tip de rachete, evenimentul fiind o premieră pentru Forțele Armate ale României. Forțele navale sunt reprezentate la parada tehnică din acest an de 2 embarcațiuni hibrid, o embarcațiune rapidă Fulgerul și o instalație mobilă de lansare a rachetelor cu echipaje formate din militar ai centrului de scafandre din infanterie și marine
ai batalionului 307 Infanterie Marină și din Marina ai divizionului 150 rachete navale. Comandantul detașamentului de tehnică militară a forțelor navale este capitan comandor Florin Rodeanu. Aceste embarcațiuni sunt folosite pentru transportul, inserția și extracția rapidă a echipelor de nivel tactic de luptători. Instalațiile mobile de lansare a rachetelor sunt din mașini de luptă ce fac parte din secția navale rachete a diviziunului 150 rachete navale din compunerea flotei. Servesc la lansarea rachetelor cu aripi asupra navelor de suprafață inamice, asupra mijloacelor de desant și a navelor de transport. Instalația mobilă de lansare a rachetelor are o greutate de aproximativ 40 de tone, lungimea de 14 metri și înălțime de 7 metri. Locul de defilare al Comandamentului Logistic Întrunit este condus de colonelul Ioan Iacob, șeful de stat major al Comandamentului, participant la numeroase misiuni în teatrul de operații Afganistan și comandant al Elementului Național de Sprijin în 2012. Primul detașament este compus din 4 autostații radioblindate cu sal de frecvență, Urovantag. Al doilea detașament de tehnică al Comandamentului Logistic Întrunit este alcătuit din 10 autovehicule de teren blindate tipul Short Panhard. Autospecialele Panhard sunt cele mai noi mijloace blindate intrate în dotarea Armatei României și sunt destinate unităților operaționalizate din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. Acestea se utilizează în zonele de conflict și ușor de manevrat în domeniul urban cu stele supuse, beneficiază de mobilitate ridicată pe teren accidentat și totodată de o capacitate sporită de trecere a obstacolelor. Sunt echipate cu mijloace de comunicație militară din generația 3, ce permit asigurarea legăturilor de comunicație și a serviciilor informatice integrate, utilizând tehnologia voice-over IP. Locul de paradă al Comandamentului Logistic Întrunit se încheie cu 5 autoturisme de teren Dacia Duster, achiziționate prin programul de stimulare a înnoirii parcului autonațional, fiind destinate transportul personalului la diferite misiuni. Autoturismele au tracțiune integrală, beneficiază de motorizare Euro 5, mobilitate mare, confort sporit și reprezintă începutul unui proiect al Ministerului Apărării Naționale de înlocuire a autoturismului din dotarea armatei. Defilează acum tehnică din dotarea Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, a cărui misiune este de a realiza, exploata și a asigura mentenența sistemului de comunicații și informatică la nivel strategic și operativ. Autostația de videoteleconferință asigură în timp real comunicații simultane de imagini și date criptate sau necriptate atât pe teritoriul național cât și în datele de operații. Autostația satelitară Anchor Station realizează legături de voce și date prin fluxul satelitare din baza Q sau X. Containerele de comunicații transportabile sunt destinate pentru realizarea legăturilor multicanal prin radio, releu, fibră optică și cablu. Defilează în acest moment autostațiile radio Falcon destinate cu stații radio cu sal de frecvență Harris și asigură comunicații radio la nivel tactic cu performanțe superioare în transmiterea secretizată de voce și date. Echipamentele radio sunt instalate pe șasiul Chevrolet Tahoe 4x4, autospecială pentru managementul spectrului radio, a intrat în dotare în acest an. Definarea tehnicii Ministerului Afacerilor Interne este deschisă către Poliția Română, una dintre cele mai solide și complexe instituții în România. Deschiderea coloanei care trece prin fața tribunei oficială este realizată de motocicletele aflate în dotarea Poliției Rutiere. Motocicletele sunt urmate de autospecialele aflate în dotarea Poliției Rutiere, pe care le puteți vedea zilnic, participând la misiuni de patrulare, supraveghere și control al traficului rutier. Te amintim că autoturismele Volkswagen Polo sunt cele mai noi autospeciale ale Poliției Rutiere și ele pot fi întâlnite în trafic toată ziua. Siguranța cetățeanului este obiectivul prioritar al Poliției Române. În acest moment, în fața dumneavoastră, definează autospeciale Dacia Logan folosite de polițiști în activitatea de menținere a ordinii siguranței publice. Comitent cu defilarea tehnicii din dotarea Poliției Române survolează piața Constituției, o formație compusă din 3 elicoptere de tip Mi-8 și Mi-17, aparținând Inspectoratului General de Aviație al acestui minister. Principalele misiuni sunt executate cu aceste aeronave sunt sprijinul aerian al structurilor afacerilor interne. Survolează un elicopter din dotarea Sfântului. Anul acesta, în dotarea Poliției Române, au intrat peste 2300 de autospeciale, majoritatea dintre ele fiind destinate structurilor de siguranță publică, pentru creșterea capacității de funcțiune și a gradului de siguranță al cetățeanului. Sunt regulile
Vacea Lugan sunt urmate de cele mai noi embarcațiuni aflate în dotarea Serviciului Poliției Delta Dunării, structura Poliției Române specializată în prevenirea și combaterea braconajului și a criminalității contra mediului din biosfera Delta Dunării. Prin fața tribunei oficiale, defilează efective ale Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, care în acest an a sărbătorit 20 de ani de la înființare. Atribuțiile SIA sunt centrate pe rezolvarea situațiilor de criză ce necesită intervenția prin metode și procedee specifice pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor foarte periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticilor a persoanelor răpite sau chestetate. Locul de paradă al Poliției Române este închis de 3 autolaboratoare criminalistice și unitatea mobilă de intervenție în cazul dezastrelor, cu ajutorul căreia polițiștii intervin pentru efectuarea cercetării la fața locului în teren greu. Autolaboratoarele criminalistice sunt destinate cercetării la fața locului și sunt dotate cu tehnică fotovideo-digitală, puse specializate și echipamente criminalistice. Parada tehnicii auto a Jandarmeriei Române este deschisă de motociclete, mijloace de transport rapide și fiabile, necesare îndeplinirii misiunilor în timp operativ. Motocicletele au o mare mobilitate în trafic și sunt folosite în special pe timpul misiunilor specifice de protecție. Autoturismele Dacia Logan și Dacia Duster sunt utilizate pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru asigurarea unui climat de siguranță necesar comunității urbane și rurale. În dotarea structurilor montane ale jandarmeriei, autoturismele Isuzu 4x4 sunt folosite pentru deplasarea în zonele mai greu accesibile. Autospecialele Volkswagen Transporter sunt folosite de către structurile de intervenție la jandarmeriei, au capacitatea de a transporta în mod sigur și rapid lucrătorii și echipamentelor de protecție. Barca pneumatică este folosită pe timpul îndeplinirii misiunilor de către scafandrii și luptătorii din cadrul brigăzii speciale de intervenție Flanțete și a Jandarmeriei Române. Autoturismele Opel Movano 16+1 sunt destinate transportului operativ al jandarmilor pentru îndeplinirea misiunilor de asigurare a ordinii publice. Autospecialele blindate pentru intervenție SANCAT și AME-7 sunt folosite atât în executarea misiunilor antiteroriste, cât și în cele internaționale, deoarece asigură un nivel ridicat de protecție balistică antiglonț, dar și împotriva minelor sau dispozitivelor explozive improvizate. Autospeciala COAV ACDP-7000 este destinată gestionării misiunilor de ordine și siguranță publică. Poliția de frontieră română este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere. Organismul vechi, atins în asigurarea ordinii la granițele române, Poliția Frontieră se afirmă ca o instituție cu personalitate proprie și individualitate în executarea misiunilor. Defilează Poliția de Frontieră Română, reputează cu 3 autospeciale Volkswagen Passat Vagan, parada continuă cu 3 autospeciale de patrulare, dar cea dată destinată intervenție și patrulării atât în zonele rurale cât și în zonele cu relief deluros. În fața dumneavoastră, 3 autospeciale de patrulare Iveco-Masiv destinate misiunilor operative de supraveghere și intervenție. Urmează 3 autospeciale de supraveghere Artemis pe șaseul în rover, care oferă informații video în timp real atât ziua cât și noaptea, inclusiv coordonatele GPS ale elementelor infracționale. Defilarea continuă cu 3 autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu marca Mitsubishi L200. Acestea au rolul de a transporta câinii de serviciu de la patrogurile special amenajate la locul de muncă, dar și echipaje de intervenție și patrulare. În fața dumneavoastră trec 3 autospeciale Volkswagen Transporter, care au rolul de a transporta polițiști de frontieră atât către locurile unde își desfășoară misiunile de patrulare, cât și pentru intervenția în zonele de frontieră. Autovehiclele sunt urmate de o embarcațiune Harpoon tractată de autospeciala Dacia Duster. De pe embarcațiune vă salută multipla campioană olimpică la canotaj, comisar șef de poliție Liliana Gafencu. Embarcațiunea este utilizată în misiunile de intervenție în zone greu accesibile. Urmează 2 embarcațiuni de tip Ever tractate de autospecialele Dacia Duster. Embarcațiunile sunt destinate a misiunilor de patrulare, acestea fiind dotate cu echipamente de vedere pe timp de noapte. Poliția de Frontieră Română își încheie defilarea cu 6 ATV-uri care au rolul de a facilita accesul în zonele înguste, greu accesibile de pe frontieră, fiind dotate cu tracțiune integrală, truzuri și echipamente de telecomunicații.
Defilarea continuă cu tehnică de intervenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din care fac parte cele mai performante autospeciale de intervenție utilizate la stingerea incendiilor, pentru salvarea de la înălțime, accidente rutiere, la dezastre și alte situații care pun în pericol viața semenilor și bunurile acestora. Formația de defilare a pompierilor români este deschisă de autospecialele primă intervenție și comandă. Urmează autospecialele pentru muncă operativă. Defilarea continuă cu autospeciala cu capacitate de trecere mărită, în care alături de cei doi salvatori din cadrul unității speciale de intervenții în situații de urgență se află Lucky, tinere special antrenat pentru misiune de căutare salvare urbană. Urmează acum motocicletele de intervenție SMUD. Trec prin fața tribunei oficiale mașina medicului de urgență, urmată de ambulanțele SMUD destinate acordării primului ajutor medical necalificat. Ambulanțele SMUD sunt urmare de autospecialele pentru cercetare și primă evaluare în cazul accidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare, și autospecialele pentru decontaminare a persoanelor afectate, dar și a tehnicii și terenului în care s-a petrecut evenimentul. Puteți urmări autospeciala de intervenție la dezastre și accidente colective destinată intervenției la calamități și catastrofe naturale și cele două centre mobile de comandă și control. Urmează autospeciala pentru descarcerare, utilizată pentru extragerea victimelor accidentelor rutiere și salvări urbane, permițând realizarea în scurt timp a accesului salvatorului către persoanele surprinse în mediul ostile vieții. Aceasta tractează barca pneumatică încadrată cu scafandri, care intervine pentru salvarea victimelor din mediul acvatic și evacuarea persoanelor și a bunurilor surprinse de inundații. Prin fața dumneavoastră trec acum embarcațiunile de intervenție și salvare, acestea fiind cele mai recente mijloace tehnice care au lucrat în dotarea pompierilor prin programul post-mediu începând cu luna noiembrie. Embarcațiunile sunt urmate de motopompa de mare capacitate utilizată de serviciile profesioniste pentru situații de urgență pentru evacuarea apei în urma inundațiilor. Parada tehnicii salvatorilor români continuă cu autospeciale de stingere cu apă și spumă cu capacitate medie și mărită, destinate intervenției la stingerea incendiilor izbucnite în locuri greu accesibile sau în zonele urbane aglomerate și cu trafic intens, dar și acelor în zonele unde este dificil alimentarea la sursa de apă. Acestea sunt urmate de autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi de tip Tonto Skylift, destinată intervenții la clădiri înalte și foarte înalte, care poate interveni până la înălțimea de 70 de metri. În locul de defilare a tehnicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este încheiat de autospeciala pentru degajarea obiectelor grele, având o capacitate de ridicare de 60 de tone. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este integrator și coordonator la nivel național al acțiunilor de răspuns din domeniul managementului situațiilor de urgență. Definez acum locul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informație, compus din 4 dispozitive. Primul este dispozitivul de intervenție contrateroristă, format din 3 autospeciale de intervenție contrateroristă și o autospecială pentru intervenție a scafandilor cu embarcațiunea dispusă pe peridou. Urmează dispozitivul de intervenție antiteroristă, alcătuit din 2 autospeciale de intervenție destinate obținerii avantajului tactic, evacuării și blocării zonei de intervenție. În continuare, defilează dispozitivul de protecție gardare, format dintr-un vehicul principal autoriei și 2 vehicule de escortă folosite pentru asigurarea securității transportului diplomaților și personalităților importante. Blocul de defilare al Serviciului Român de Informații este încheiat de dispozitivul de protecție, corespondență clasificată și obiective, alcătuit din 3 autospeciale folosite pentru transportarea, în condiții de maximă securitate, a documentelor destinate beneficiarilor legali, cât și pentru asigurarea integrității facilităților protejate de Serviciul Român de Informații.
intră în atenția dumneavoastră militarii Serviciului de Protecție și Pază, structură specializată în protecția demnitarilor, membru al Asociației Internaționale de Protecție a Demnitarilor și al Rețelei Europene pentru Protecția Personalităților Publice. Definează două dispozitive specifice pentru protecția demnitarilor, unul pentru oraș, celălalt pentru zonele greu accesibile sau pentru deplasarea în condiții de vreme nefavorabile. Acestea sunt urmate de 5 motocicliști care asigură escorta coloanelor oficială. În prezent, mai mulți militari ai Serviciului de Protecție și Pază reprezintă cu onoare România pe plan internațional, asigurând protecția unor înalt demnitar ONU în teatrele de operații din Sudan, Afganistan și Republica Centrafricană. Membrii tuturor echipelor de protecție sunt antrenați în condiții speciale, în conformitate cu standardele internaționale pentru asigurarea securității demnitarilor. Defilează acum tehnică din dotarea Administrației Naționale a Penitenciarilor, primul grup de defilare cu mijloace auto destinate structurilor asociate pentru securitate specială, este format din două auto speciale destinate transportului membrilor detașamentelor de intervenție ale sistemului penitenciar în cazul deplasării către locurile producerii accidentelor. Al doilea grup de defilare cu mijloace auto destinate transportului unității canine este format din două auto speciale cu două unități canine compuse din conductor și câini de serviciu. Poliția locală a municipiului București este reprezentată la parada din 1 decembrie de motocicliști din cadrul serviciului circulație. În dotarea lor se regăsesc motociclete BMW și Can-Am Spyder, acestea fiind utilizate pentru patrulare sau pentru deplasarea cu rapiditate la cazurile sesizate. Misiunile agenților de circulație din cadrul poliției locale presupun timp atât activități de fluidizare, cât și accent în urma cărora au fost salvate vieți omenești. Defilarea Cavaleriei Jandarmeriei Române este deja obișnuință a manifestărilor prilejuite de Ziua Națională. Împreună, jandarmi și cai execută misiuni de intervenție pentru menținerea și restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerări mari de persoane. Tradiția de peste 5 decenii se îmbină cu profesionalism și dăruire, ori de câte ori detașamentele călare ale Jandarmeriei Române participă la îndeplinirea misiunilor specifice, cunoscut fiind faptul că atât caii cât și călăreții jandarmi s-au remarcat prin ocuparea pozițiilor fruntașe la competițiile sportive de profil. Caii au fost o prezență constantă în cadrul structurilor militare. Ei sunt parteneri de efect și eficiență a jandarmerilor, de fiecare dată fiind tratați cu respect atât de către militari cât și de către cetățeni. Patrula Călare este unitatea specială ce reprezintă poliția locală a municipiului București. Prin apariția acestui detașament, capitala României a reușit să intre în rândul marilor orașe ale Europei care folosesc eficient unitățile călare în scopul creșterii siguranței cetățenilor și pentru menținerea ordinii publice. Formațiunea este alcătuită din 25 de călăreți, agenți special antrenați pentru misiunile lor, care folosesc cai din rasele Lipizzan, Sport Românesc sau Pur Sânge Englez. De la înființare, Patrula Călare a municipiului București a efectuat mii de misiuni care au contribuit remarcabil la prevenirea faptelor antisociale în capitală. Defilează prin fața dumneavoastră militare brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, unitate aflată în subordinea statului major general. Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul este depozitarul și continuatorul tradițiilor tuturor unităților de gardă. De-a lungul celor peste 155 de ani de existență, chiar dacă unitățile de gardă au fost de valoare batalion, regiment sau brigadă, în unități, situațiile acestea au fost concepute în primul rând ca unități luptătoare și în al doilea rând ca unități de reprezentare, participând la toate evenimentele majore ale neamului românesc, atât în zilele de sărbătoare, cât și în clipele dramatice pentru țară. Astăzi este singura unitate a Armatei României care execută misiuni de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt nivel. Comandantul detașamentului de onoare este colonelul Bogdan Cernat. Unitatea etalonă a Armatei României, cu trecut istoric impresionant, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul este prima unitate atestată documentar din Armata Română Modernă, acreditată cu baza Palatului Domnesc, înființată la 1 iulie 1860, prin ordonanța numărul 63 a domnitorului Alexandru Ioan Cruza. Puternicul spirit de corp, valoarea colectivului de cadre, tradiția și camaraderia fac din Brigada de Gardă o unitate de elită a Armatei Române, gata oricând să îndeplinească misiunile primite.
militarii unităților de gardă și-au demonstrat curajul, tenacitatea și devotamentul pe câmpurile de luptă ale războiului de independență și ale celor două războaie mondiale. Actuala uniformă de ceremonie este una dintre cele mai elegante și rafinate din spațiul european, creând elemente tradiționale brodate într-o formă modernă. Pentru îndeplinirea oricăror misiuni, indiferent cât de dificile, militarii brigăzii au răspuns întotdeauna chemării datoriei. Datorită complexității misiunilor brigăzii, doar cei mai buni militari sunt selecționați pentru a servi sub drapelul de luptă și de la soldat la ofițer, toți sunt adevărați profesioniști și mândri că sunt gardiști. Doamnelor și domnilor, muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, muzica militară a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul și muzica militară a Brigăzii 1 Mecanizate Argentava vă prezintă onorul. Conducerea muzicală aparține șefului Serviciului Muzicilor Militare și inspector pentru Arma Muzici Militare, colonel Valentin Neapșu.